Potrivit datelor rezultate din declarațiile agenților economici privind locurile de muncă vacante, în evidență la Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt înregistrate la această dată 8.696 de locuri de muncă. Cele mai multe angajări se fac în județele București, Arad, Argeș, Cluj, Iași și Ilfov, în timp ce la coada clasamentului se situează județele Vrancea, Caraseverin, Ialomița, Sălaj, Călăraș, Galați și Mehedinți. La nivel național, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 749 de locuri de muncă pentru programator, analist, servicii client, inginer mecanic, manager proiect, medic specialist și economist în gestiunea economică. Pentru persoanele cu studii medii, profesionale și lucrători necalificați sunt disponibile 7.497 de locuri de muncă pentru confecționer, ansamblor, articole din textile, muncitor necalificat la ansamblare, montarea pieselor, muncitor necalificat în industria confecțiilor, operator confecționer industrial, îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice, agent de securitate, manipulant mărfuri și agent reclamă publicitară. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință sau pot accesa adresa de internet www.aneofm.ro, secțiunea locuri de muncă.